Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional un proiect de lege prin care se introduce măsura de consultare a documentelor de identitate la cumpărarea produselor din tutun și alcool, în vederea reducerii consumului acestora în rândul persoanelor care nu au împlinit 18 ani. Astfel, potrivit proiectului de lege adoptat de Senat în octombrie 2023 și recent de Camera Deputaților, pentru a verifica împlinirea vârstei de 18 ani de către cumpărător sau consumator, vânzătorii de băuturi alcoolice, băuturi energizante și produse din tutun, respectiv angajații localurilor publice, vor avea obligația să solicite consultarea actelor de identitate ale cumpărătorului sau consumatorului. Amenda pentru neîndeplinirea acestei obligații este cuprinsă între 10.000 și 30.000 de lei. În România există o interdicție de vânzare alcoolului și țigărilor către minori, dar s-a dovedit că ea este mai mult formală, pentru că zilnic mii de copii cumpără tutun și România are cea mai mare rată de fumători în rândul adolescenților din Europa. Legea va fi trimisă președintelui Iohannis spre promulgare.